Unul dintre moldovenii care au participat la jaful secolului din Italia a fost reținut în vama Albița, în timp ce încerca să părăsească teritoriul României. Hoții au sustras anul trecut tablouri în valoare de 17 milioane de euro dintr-un muzeu din Verona. Anatolie Burlac a fost reținut de anchetatorii români în vama Albița. Bărbatul este acuzat că anul trecut, împreună cu alte două persoane, au intrat în muzeul Castelvecchio din Verona, aproape de închiderea programului. Aceștia au profitat de faptul că sistemul de alarmă nu era armat, au imobilizat pasnicul și casiera și au sustras 17 tablouri, printre care capodopere de Tintoretto și Rubens. Autoritățile italiene au emis un mandat european de arestare în numele bărbatului. Acesta a fost arestat și va fi prezentat în fața Curții de Apel Iași, care se va pronunța cu privire la cererea de extradare a autorităților din Italia.